Epistola a doua către Corintenea Sfântului Apostol Pavel, capitolul 1. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voința lui Dumnezeu și Timotei fratele, bisericii lui Dumnezeu celei din Corint, împreună cu toți sfinții care sunt în toată haia, har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat este Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeu la toată mângâierea, Cel ce ne mângâie pe noi în tot necazul nostru, ca să putem să mângâiem și noi pe cei care se află în tot necazul, prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu. Că precum prisosesc pătimirile lui Hristos într noi, așa prisosește prin Hristos și mângâierea noastră. Deci fie că suntem strâmtorați, este pentru a voastră mângâiere și mântuire, fie că suntem mângâiați, este pentru a voastră mângâiere, care vă dă putere să îndurați cu răbdare acelea suferințe pe care le suferim și noi. Și nădejdea noastră este tare pentru voi, știind că precum sunteți părtași suferințelor așa și mângâierii. Căci nu voim, fraților, ca voi să nu știți de necazul nostru care ni s-a făcut în Asia, că peste măsură, peste putere am fost îngreuiați, încât nu mai nădăjduiam să mai scăpăm cu viață, ci noi, în noi înșine, ne-am socotit ca o sândiți la moarte, ca să nu ne punem încrederea în noi, ci în Dumnezeu cel ce înviază pe cei morți, care ne-a pe noi dintr-o moarte ca aceasta și ne izbăvește, și în care ne că încă ne va mai izbăvi, ajutându-ne și voi cu rugăciunea pentru noi, așa încât darul acesta a făcut nouă prin rugăciunea multora să ne fie prilej de mulțumire adusă de către mulți pentru noi, căci lauda noastră aceasta este mărturia conștiinței noastre că am umblat în lume și mai ales la voi în sfințenie și în curăție dumnezeiască, nu în înțelepciune trupească, ci în harul lui Dumnezeu, căci nu vă scrie în vouă altele decât cele ce citiți și înțelegeți, și am nădejde că până în sfârșit veți înțelege, după cum ne-ați și înțeles în parte, că noi suntem lauda voastră, precum și voi lauda noastră, în ziua Domnului nostru Iisus. Cu această încredințare am să vin întâi la voi ca să aveți bucuria a doua oară, și să trec pe la voi în Macedonia și din Macedonia iară să vin la voi și să fiu petrecut de voi în iudea. Deci aceasta voind m-am portat oare cu șurință? Sau cele ce le hotărăsc, le hotărăsc trupește ca la mine da, da și să fie și nu, nu? Credincios este Dumnezeu că n-a fost cuvântul nostru către voi da și nu. Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos, cel propovăduit vouă prin noi, prin mine, prin Silvan și prin Timotei, nu a fost da și nu, ci da a fost în el. Căci toate făgăduințele lui Dumnezeu în el sunt da și prin el amin spre slava lui Dumnezeu prin noi. Iar cel ce ne întărește pe noi împreună cu voi în Hristos și ne-a uns pe noi este Dumnezeu, care ne-a și pecituit pe noi și a dat arvuna Duhului în inimile noastre. Și eu chem pe Dumnezeu mărturia asupra sufletului meu, că din cruțare pentru voi n-am venit încă la Corint. Nu că doar avem stăpânire peste credința voastră, dar suntem împreună lucrători ai bucuriei voastre, căci stari, stați tari în credință.